Haideți să vorbim un pic de trecutul dumneavoastră, pentru că e un trecut glorios. Știu că ați plecat în Germania, nu? Acolo v-ați făcut un rost și a fost perioada asta în care Da. ați reușit să câștigați niște bani și așa mai departe. Puteți să ne spuneți un pic, pe scurt, povestea? Păi am plecat legal. Eu n-am fugit în 1990. În 90 ați plecat. 90, 23 Și mai. înainte de Revoluție n-ați fost în... Păi dar n-aveam voie. Am înțeles. Nu se dea pașapoarte, mai ales mie nici atât. Da. Poate altă lume mai luau pașapoarte că plecau la Istanbul, la Bulgaria. Atunci să vorbim de perioada asta de până în Germania. Până în Germania? Păi eram, cum să spun eu, de cartiere, pe Constanța, pe care mai de care să iasă în evidență. Eram copii, îți dai seama. Câți ani aveți la Revoluție? Aveți? La Revoluție era mare, aveam 32 de ani, atunci părăsisem România. Am înțeles. Pentru Germania, căsătorit cu o nemțoaică. Și în perioada asta, de înainte de Revoluție, ce se Înainte făcea de pe acolo? Cum se Dar câștigau banii? banii câștigam foarte ușor, că, cum să spun eu, pe timpul ăla se numea miliție. Miliția e și la pensie, poate mulți au și murit. Ei să ne ardă, noi să-i manevrăm, știi cum era perioada respectivă. Și ne distram de dimineață până seara, alea era distracția noastră. Așa, ați plecat în Germania și v-ați căsătorit acolo. E, nu, în Constanța m-am căsătorit. A, da. A venit o doamnă aici de 5-6 ori. Am cunoscut Cum ați cunoscut? Pe litoralul Mării Negre, la Hotel Albatros, dacă nu mă înșel. Pot să dau și nume, nu? Normal, nu e nicio problemă. Era liber, tot un văr de-al meu, Nicu Mișoc, barman la acel hotel, bar de zi, și acolo am cunoscut. Era A fost, acum vă întreb sincer, da. Așa, a fost dragoste sau aveți în gând un interes de... Dragoste nu exista la mine. Dragostea la mine era 5 minute. Aha. Dar cum arăta îmbrăcatul cu goldeanul pe azi, ce bă cu asta aici, că asta nu e de-a noastră. Și din vorba, vorba mi-a făcut... Asta zic, v-ați gândit într-un fel și la treaba asta, că puteți să plecați, nu, să luați cetățenie sau... Nici nu m-am adică gândit interes, la ca să zic. Nu vreau să părăsesc România. Niciodată nu vreau să plec afară, pentru că trăia tata în perioada și nu vreau să. Era de seamă cu dumneavoastră? Era mai... Nu, no, mai mare cu 13 ani. Aha. 1945, 18 mai născută. Am înțeles. Și eu sunt tot în mai, dar 11 mai, 1958. Era mai mare cu 13 ani ca mine, dar n-aveam în cap așa ceva. Noi, așa, distracție, nu știu ce, peste tot plătea ea, impresie de asta. Și păi, la un timp, la un moment dat, ne feream de ea, știi? Că unde mergeam, aflat de noi. Mă, cum aflat asta? Și așa, așa s-a întreținut, așa. Păi mă, era, avea bani, era... Avea, da, avea bani. Păi ce bani, domnul Oliviu? Păi venea cu 2000 de mărzi din Germania și are șeful litoralului. Da, da, da. Străc. În acele vreme... Păi cum, la Negreală era 100 de mărci, era... Să nu, la să Negreală nu la Bișniță. Bișnițare să nu se supere pe mine, dar știu că era 28 de bucăți, 28 de sute. Era 2800 100 de mărci. Păi aia cu 2000 de mărci era campion mondial pe tot litoralul. Cine putea să stea în fața ei? Îți dai seama. Bun. Haideți să revenim un pic și la imagini, pentru că am selectat și câteva videouri și o să le comentăm împreună. Ați făcut senzație la prima apariție atunci, în vara în 90, când ați venit cu Porschele, când începe? Porschele mai târziu. Era mai târziu. 90 și vă zic la precis anii, pentru că eu am venit mereu la fiecare venire alte mașini. 93 am venit în vară, 100 la mie. Avem imagini cu mașina? Mai era vreun Porsche în România la vremea respectivă? Credeți că mai avea cineva? Eu n-am văzut, poate era, de ce să vedeți? Nu pot să mint. Deci, practic, în 90 ați plecat în Germania cu soția. 90, ați da. Avut 3 ani acolo în forță. Da, 3 ani, da. Și în 93 ați venit în România cu această mașină. Cât a costat, puțin. Mai țineți minte? Nu țin minte, dar cred că cu bani de pe mașina asta luam 20, poate, de alalte. Că de atunci, Daci. Da, nu Daci, atunci erau 300 de mărci, 500 de mărci o mașină. Și puteam să valorific, să le pun pe tir, să le aduc. Da, și da, da. Înțelegeți, da. Se aducea o mașină atunci, a fost aducea. O explozie, pentru că după Revoluție noi românii păi eram era cu greu, Daci dar, și așa am mai înțeles. Departe. Dar problema că n-am venit în 93 eu. Asta era 5-6 venire în România. Eu am venit imediat, acum am plecat, am venit în țară. La vreo nuntă, dacă nu mă înșel. Ați venit singur sau? Cu ea, cum să vin singur? După mine, era bodyguardul meu, vă dați seama. Păi era și mai mare, vă țineam păi, de scurt. Mă țineam de scurt, cât dar... Cât a stat împreună? Am stat până în anul 2000.
Și în 2000 am rugat-o să divorțeze, că am avut niște probleme acolo. Și a zis, mă, divorțează ca să pleci la domiciliul meu. Bă, vin eu înapoi. Nu o să mai vin. Vin eu... Ați avut copii? Nu, nu, nu. Nu, am înțeles. Deci mașina, ați luat-o nouă? Era nouă? Nu, nu, nu. Nu, niciodată. Mâna a doua. Dar nu, am mai fost și alte mașini în fața lui asta. Am avut multe, nu le țin minte. Asta am luat-o că s-a nimerit, eram într-o benzinărie și a zis cineva, domnule, în spate este atelier mare mecanic. Ia să văd și eu ce mecanic au ăștia. Și cum am zis, m-am uitat pe asta, mamă, ce e asta, bă, frate? Ia deschide să văd motor. Ce motor e ăsta? Bubuia făcea ca tot zace. Avea și niște boxe înăuntru, mi-a luat mințele. Și hai mă să vedem cum facem. Erau și uitați turci. Imagini cu dumneavoastră din acea perioadă. Da. Umblați în training-urile astea, erau la mod atunci. Și mai aveți training-ul de la Naționala Germaniei din 1990. Da, 90. Campioană mondială Germania atunci. Campioană mondială și 90, da. Asta training era 499 de mărci. Training-ul? Training-ul. Puteam să iau o mașină, dar am ales aia să iau training-ul. Și culmea, Liviu, că avea decât 300 de grame. Bun, spuneți-ne în perioada asta în Germania, cum ați făcut capitalul? Capitalul din mașini, Liviu. Se lua ieftin, se dădea scump. Și nu trebuia să mai fi și în România. Multă lume nu știa venea în România. Le luai din, de exemplu, Chiol, unde am stat eu ani de zile și unde stau, în Chiol. Sâmbătă era autohaus. Când vorbesc, lumea știe despre ce vorbesc. Da, da, da. Era un autochino foarte mare în cartierul Porț, așa, Chiol Porț. Și în fiecare sâmbătă era, cum e la noi, obor. Și un târg luam... de mașini. Da, da, de mașini. Și o luam lunea, marțea, miercurea, le dădeam lovelele pe ele și le blocam. Aveam niște puștean care avea permis, du-le acolo. Bam, 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 le acesta. Iar sâmbă dimineața intrau deja clienții, o grămadă erau. Și când dădeai de peste români sau peste bulgari, peste ruși, ei nu cunoștea la câte, 2000. Doamne, n-am decât 1800 de bani cu acea, da, iau. Și alea erau 300-500, bă, da. Da, erau mașini la mâna a doua și... Mâna a doua era spălat. Cum era după Revoluție, românii se încântau la orice. Da, la România nu mai zic. Nu văzuseră castofoane, nu văzuseră... Dacă auzea că vezi românești, nu mai pierdă lângă mine. Am înțeles. Da, și ajuns. A spus la un moment dat, discutam înainte de... că ați venit în 90 în România cu o sumă foarte mare de bani. 91. 91. 91 la o nuntă, la un văd de-al meu de la Gorânceanu. Tot Boceau. Și v-ați dus... V-ați dus la nuntă? La nuntă, da, m-am dus. Era, dacă nu înșel, nu știu acum cum să zic, era 1 iunie, nunta. 1 iunie. Și spuneți-mi un pic, că sunt mai multe filmări cu dumneavoastră. Foarte multe am. La Lăutari. Lăutari, mai și zic. Și la un moment dat apăreți, luați orchestra la rând, floaie de bani. Am înțeles că și la nuntă acolo a fost un episod. Și la nuntă. La Cogălnicianu, unde când... Și acolo, da, o să, nu le-am, nu știu unde le-am, dar o să le caut la următoarea. Da, vedem niște imagini, iată, dumneavoastră. Aici nu. Aici era la Dobrogea. Da, da, da. Avem imagini din ce am găsit pe... Dacă dați puțin stop la imaginea asta, vă zic imediat istoria. Nu spuneți că discutăm pe ea, că putem să o dăm. După aia. Da, am oprit. În seara, la serata sarmănească, s-a făcut în 1990. Și doi. Deci era o serată... Serată organizată. Da, da, da. De un văr de-al meu îl chema Decebal, a murit săraia cu Dumnezeu. El a organizat-o, iar șeful restaurantului era domnul Cuța Roșu, unchiul meu. Așa. Și eu mă aflam în Brașov, rețineți. Brașov, sunt 500 km. Da. Aveam un Audi 100 CC-ul, știți cum arată alea? La vreo 100 și ceva de cai. Știu, știu. Și eu aveam, cu mama aveam un pact. Cu mama iubita, vă dați seama, și isteasă. Scria. Da, scria. Și mă sună, Cristi, sună cineva de la Dobrogea. Dă-i mă, ce treaba mea cu Dobrogea? Ce Dobrogea? Am zis că să ia cu filmările, cu TV Neptun, cum era Dobrogea atunci. Ce nu, că e restaurant. Ia dă numărul aici. Da, fac, îl sun, era un băiat mache, trece și acum are 70 ceva de ani. Băi, ce s-a întâmplat? Ce mă suni? Bă, Cristi, unde ești? Sunt la Brașov, el, supărat. De ce? Păi avem serat, uite așa, așa, așa. Păi și când începe serat? Păi începe, hai că venim și noi. Parcă eram cu vreun elicopter sau avion. Și domnule, că lasă-mă că ajung eu, gata. Hai, eram cu fratele meu de copilărie, Ziza Mișor, și cu două fete care ne păzea. Și ce zic eu acum? Hai, mă plecăm la serată și noi. Gata, frate. Păi cum facem? Păi sună pe nevastă să se îmbrace când ajungem pe serată drept.
Și am zis, vrei să ajungi la serata? Da. Vorbești nimeni, muzica închisă, am două fete, stau în mijloc să circulați, să urmărească, tu în dreapta bandajele pe voi și nu vorbiți. Am avut circulație, am două, cred că dacă mă vedea poliția... Ce ați făcut de la Brașov până la... Păi era ora 5, nu mint cu nimic, ca lumea știe. 5 după amiază. La ora 9, se vede și pe cameră când a dat filmările, la 9 eram în sală. Liviu, când am zis acolo, s-a dat peste cap tot restaurantul, a pierdut mea controlul. Se stă lumea pe mese, pe scaune, să vadă ce fac eu la formație. Și ați început să aruncați cu bani. N-am aruncat, că am intrat și n-avea mese. Uh-huh. A venit domnul Roșu, dumneavoastră, te unchiul meu, uh-huh, și a făcut o masă specială la intrare, că nu exista acolo masă. Și m-a pus la masa aia. S-a oprit formația, când m-a văzut Hrista Lupci, a băgat pe toți la masă și acum vrem să vă cântăm, o să zic că melodiile s-au auzit. Sau le dăm altă. Așa, vă rugăm frumos să vrem să dăm o melodie pentru cei care au văzut Germania. Și ce ne-a văzut? Domnul Decebal, care văd cu mine, a murit și acum ieri. Și cu mine, doi oameni eram acolo, știți? Și a început melodia aia mea care a făcut când plecasem în Germania. Aia a fost pe melodie. Fac o paranteză. Formația era plătită de 6.000 de lei. Fix. Eu am marcat pe cântecul meu 22.000 cu un singur cântec. I-ați dat pe melodia asta? Pe melodia am pusit, adică am aruncat bani. Am venit la masă, a auzit... Ăsta e imnul, da? Nu, ăsta e cântecul meu. Imnul dumneavoastră. Imn, gata, da? Scuzați, imnul. Aici e în altă parte. Am înțeles. Deviem, aici la un munte, la Golânceamă. La un văr de-al meu. Nu, am ilustrat ca să ați ajuns la discuția asta cu melodia. Da, asta e melodia, care cântă băiatul ăsta. Și după anii ați dat 20... Nu aici, aici nu știu. I-ați aruncat acolo la... Acolo, da, la restaurant. S-a dat vreo 20.000 de lei și formația costase 6.000. 6.000, dar nu i-a mai dat banii. Nu mai dat, ce-a dat vocea, dar nu mai am, mai am lupt. Și cum câți are să dea, mă, 6, vină cu ce, ia mai 6, deci gata, hai, să fie liniște. Aici era la Golânceanu. Și asta era melodia, nu? Imnul dumneavoastră. Da, 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 da. Pus. Da. Dar am văzut că mai există o melodie, poate o să putem tot, asta nu, al lui Hrista Lupci, tot pentru dumneavoastră? Da, asta e al doua melodie. Asta cât v-a costat? Ce să mai zic, mă rog, mai aici era la discoteca Tu. Aici sunteți mai încoace, mai în perioada... Aici e în 2000, nu? Sau nu scrie acolo câte? 2000 și ceva. Da, nu știu dacă aveți, dar... Organizat-o tot de mine așa asta. Și dacă nu mă șel în ziua, îmi primise băiatul la un văr de-al meu, Doroaita, 18 ani. Și atâta și frumos, care e nașul lui Mihai Guliu, tot deci, nașul la copii. În comunitatea asta a armânilor, sunteți peste Gică Hagic, aveți două imnuri. Eu două, am cinci. Cinci? Nu le-ai știut pe toate, nu le-am găsit pe doar astea două. Nu, nu, s-a spus. Deci fiecare formație venea cu imnul ei când apăreați dumneavoastră. Păi când apăream, e una care a cântat-o în ziua, a făcut-o pe loc. O să-l dăm și peste aia. Da, deci da, am venit în seara aia. Și ce am mai văzut, cred că era tot așa la un restaurant, la un moment dat, să vedem dacă găsim imaginile, era Marina Scupra, fosta cântăreață. Era la mea de familie. Da? Marina Scupra, foarte... A murit săraca. L-a murit. Ea m-a dus era la... Era tot, ea avea și ea... Era Machedoancă? Machedoancă, da. Machedoancă. Și avea și imagini când îi băgați niște bani așa. Da, cum sună, da. Ea nu cânta marcinește, să știți. Nu, nu, nu. Era cântăreață cunoscută. În noaptea aia a făcut, scris cum a făcut acolo, și a cântat melodie Dumânică Zahina. E un cântec când îmbraș și mireasă. Da, da, da. Și a cărdit cântecul ăla frumos, pac, pac, și eu m-am dus, am pus niște bani. Dacă nu mergea, avem nu... Avem și imaginile. Aici ați început cu o ploaie de bani în stilul... Aici la estival. Aici. La estival la... Era un restaurant pe... Da. Deci am plecat în Trâlâng aici, că multă lume a scris de ce merg în Trâlâng. Mă aflam în oraș, mâncam la restaurantul Colonadelor. Și a venit la mine fratele meu și nu, zice... Aici nu e Marina Scupra, nu? Nu e Marina, nu asta. Nu, era roșu. Doamna asta, nu știu cum o cheamă, am uitat machedoancă. Era îmbrăcată, da, într-o bluză roșie la un moment dat. Sirma Grazulea, dacă nu mă înșel. Da, da, numele da. E machedoancă. Și aveți cinci imnuri, am înțeles. Cinci melodii. Am văzut că veneau lăutarii și veneau cu textul și aici citeau de pe loc text. Dar și ăsta, și imnurile, dumneavoastră, și ăla, da. la fel era. Aici cum s-a întâmplat, vorbeam la masă cu... O să dea imagini și la masă unde eram, cu domnul Decebal. Și cânta cântecul deja, păi, Lupci. Aici. Da, Lupci. Aici este Marina Scupra. Marina Scupra, da. Da. Și soțul, știu. Deci vă știați din erați prieteni de familie. Aici la Golânceanu. Aici Golânceanu. La Golânceanu, la nuntă aceea. Da, nuntă. Uite, la din față este fratele la generică. Ăla e Nelu Scupra. Asta e nunta celebră unde a luat foc... Nu, nu, nu. Nu am pe aia.
O să o aduc și pe aia. Dar spuneți și povestea aia, că e interesantă. Cum sunt? Dar o să și vadă pe filmare când a luat foc. Da. Da. Mi-a povestit domnul Bocea înainte de o nuntă la Cogălnicean, unde de la ploaia asta de bani, o parte din bani au rămas pe lustre, erau lustre din acelea candelabre și la un moment dat de la puterea... s-au încălzit foarte tare becurile și au luat foc banii, nu? Au luat foc. Și au zis că ați vrut să dați foc la restaurant. Nu, eu, șmecherea mea să dea foc la restaurant. Ce să dea foc? Da. Bun, vreau să vă întreb, să fac o trimitere, pentru că toate imaginile astea pe care le-ați spus sunt de schema clasică. Sunt banii, lăutarii, muzica, viață frumoasă și apăreți mereu însoțit de fete frumoase. Rar apăreați cu câte una, cam cu două, trei, aveați o brigadă. Timpul atunci, Liviu. Da, păi nu prea era timpul, că erau manechinele, se știau că na, sunt pe la București și așa mai departe. Așa, aveți dreptate, dar nu prea erau cunoscutele. Nu erau cunoscute. Prima dată eu veneam cu manechinele la Constanța și pe mă începea. Dar erau de acolo din zonă sau nu, la București? Nu, nu, ale erau din Tulcea, alea două. Ah, am înțeles. Dar așa din ce ați cunoscut dumneavoastră, sunt ceva nume la care... Nume cunoscute? Da. Sunt o grămadă, au copii, au familie, au ce să mai vorbim. Păi nu, am zis care le-ați cunoscut, n-am zis. Eu niciodată și la închetă când mă punea miliția, poliția... Îmi place că sunteți gentleman, că nu dați întâi. Am vrut să vă încerc, că știam că asta o să fie răspuns. Plecam la pușcărie direct, nu vorbea nimic, că nu aveam eu treabă. Da, îmi place răspunsul dumneavoastră, că da, eram curios să văd... Niciodată n-am. Să văd... Poate să fie cine vrea, n-are cu nici mimica să-mi cunoască. Nu. Deci de prin Tulcea, nu? De prin... Tulcea, de prin țară, de... ce să vă mai zic? Stai că... Și cum făceați scouting-ul ăsta, căutările astea? Cum ajungeau la dumneavoastră? Se lovea de mă interesează la vremea respectivă. Acum e simplu. Toată lumea stă pe Facebook, dă un mesaj. Nu exista Facebook, domnul Liviu. Știu, din față. Nu exista nimic. Mergeam direct și din privire în privire, concentrația, steam de vorbă frumos, nu mă umflu, să faci mișto, nu exista ce ceva. Seriozitate, vorbeai frumos și se simțea și telepatic. Cașcavalul, cașcaval. Nici nu vorbeam de cașcaval, se știa echipament. Dar nu era ca acum, erau altfel vremurile. Adică lumea se bucura la o distracție. La... Așa e, la distracție te bucurai, dar... Avem niște filmări frumoase, apropo de treaba asta, că mie mi-a plăcut foarte mult filmarea asta, ne uităm pe ecran, vis-a-vis de fete, mergeți la plajă aici. Aici la plajă, da. Și da, ce mi s-a părut interesant, aveți bani mulți la vremea respectivă. Vă dați seama, pentru românii erau bani atunci. Trei bărci aici, probabil. După Revoluție. Și uitați, vă apucați să vă umflați salteaua ca să ieșiți pe mare. Da, da, da. Și v-au taxat unii pe TikTok pe acolo, că, domne, dacă erai barosan, aveai iac și așa mai departe. Bine, oamenii lumea știe cum e. Vorbesc. După aia o să puneți și o filmare cu o barcă cu motor. Dar îmi plac fetele, s-au pus aici la treabă. Să vă spun, nu sunt probleme. Aia de acolo e verișoara mea. Am înțeles. Nu asta, prima. Aha. Verișoara era mea. Cu niște prietene. Uite asta, aia cu ochioare, aia e verișoara mea. Uh-huh. Este nevastă la un văr de-al meu. Da, da, da. Păi bine că ați explicat. Cum? Dar apare la un moment dat o fată cu un costum de baie. Nu, alea nu sunt verișoare. Nu. Deci alea și verișoara erau și niște... Alea de la Tulcea. Tot de la Tulcea. Una din ele a fost dansatoare care nu o cunoștea, n-am văzut-o în viața mea. Uh-huh. Era prietenă, cunoștință de-a lui Sucean, iar nu avea nicio agență cu mine. Da, dar... mi-a plăcut imaginile astea pentru că v-am spus, a scos barca acolo imediat pe mal. Da, toată ziua. Ați început să umflați la pompă, că așa erau vremurile și acum direct ca, ca pe Titanic. Ca pe Titanic. Barca a rămas acolo, n-am mai luat-o. Nu mai? Nu, o lăsam acolo la plajă. Era domnul Cușu, șeful acolo. Da, da, da. Fratele meu. Bine, era o bărcuță, o gonflabilă. Bă, dar era greu să o iei, să o duci, nu puteai, era cu mașina. Da, da. Știu, păi și acum când te duci la plajă, ne lași, că nu mai... Ne lași, da, acolo, ce să... Și domnișoara era cu noastră acolo, care a apărut? Domnișoarele care? Aici, uitați. Asta nu le cunosc eu, erau? Nu? Nu le știu cine. Păi poate era toată marea goală dumneavoastră și câteva sirene. Păi probabil era prea dimineață sau eu știu. Da, mai târziu. Am înțeles, deci da, da, da. Nu le știați pe toate, doar... Nu le știam. Da, și la fel, la un moment dat, o imagine aici care mi-mi place, vi se... Da. Vă iese o vâzlă de acolo și fata intră în apă și vă recuperează. Și atunci, da, da, da. Uitați aici, asta, aici vreau să zic. Asta da, asta o cheamă Mona. Nu e verișoară. Nu.
Era din Tulcea? Tulcea, asta uitați-vă din Tulcea. Aici, la poate se vede, dacă mai e în vârstă și ea, vă dați. Și acum, dacă apare, e senzație, zic, la anii ăștia... Da. Și alaltă o cheamă Iulia, asta de aici, care intră. Dacă știți că a fost o problemă mare în România. Știu. A zis că e fata asta, doamna. O să discutăm, aia. Da. Să ierte, a murit. O să, am auzit că a murit, da. O să discutăm. Nu știu dacă avem imaginile acelea, dar... Era pe ordinea de zi, ca să spun așa. Sunteți dumneavoastră la un moment dat... Uitați, am pus și imaginile astea cu, da, cu barca cu motor. Aici la noi, la Constanța, pe Ghiol. Am vrut să fac aici, să repar un pic. Da. Să vă repar un pic imaginea, că toată lumea se lua de barca aia gonflabilă, dar aici... Da. Am înțeles. Asta era dumneavoastră sau ați închiriat? Nu, a mea, cum să închiriat. Da? Nu, adusă din Germania. Nu prea era pe vremea aia cu iachturi și așa mai departe. Dacă aveai o barcă cu motor, erai șmecher. Aveai bărci cu motor de pescuit. De alea de 3 cai, 2 cai. Asta avea 125 de cai. Da. Și e bine că ați atins povestea asta cu doamna. Este vorba de... Stai că îmi scapă numele. Nicoleta Ploscaru. Da. Care a candidat la primărie în 2020. Tot mai chedoancă. Au apărut niște imagini la dumneavoastră în casă, tot cu fetele din Tulcea erau. Da, de la Tulcea. Și... Da. Uitați imaginile. Da, nu dăm toate imaginile, că aici e și o scenă din Vestul Sălbatic, e o scenă western. Da. Noastră cu pistol acolo, mă rog. Da. Era de jucărie, era cu carte. De jucărie, vă dați seama. Da? Auto telefon pe vremea aia. Da. Și o să vină fetele, mă rog, dansează, apare și mama dumneavoastră mama în cadru. Mea. Aia, mama. Deci erați cu fetele și cu mama, n-aveți nicio problemă. Mama era pază și ordine acolo. Pază și protecție. Tot, pază și protecție. Asta mi-a plăcut. Deci era și un pistol cu capse, era și mama dumneavoastră, erau și fetele din Tulcea. Da. Iar la un moment dat, niște oameni răi din presă au spus despre tânăra din imagine, care apare, nu acum, următoare, iată, parada modei aici. Și a spus despre tânăra din imagine că ar fi Nicoleta Ploscaru, o doamnă care a candidat în 2020 la primăria Constanța și care, din păcate, a murit anul acesta și care e cunoscută în Constanța și urma să candideze și se părea că și în 2024 va candida. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră că dânsa, la vremea respectivă, cum spuneați, a ieșit pe post și a spus că nu era ea, deci nu avea nicio treabă. Nu, niciodată. Nicio legătură. Și nu avea cum, pentru că eu am 1,70 și... Meu suert era mai mărunțică ca mine. Da, nu. Iar și-a spus femeia că avea 13 ani atunci. E vorba nu, de... era mică, domnule. Da, aici era 90. Aici de domnișoară. 93. Aici s-a făcut confuzie. Iulia, asta așa o cheamă. Iulia avea 16 ani, nu? 76, cât avea? Dar știți că doamna Ploscaru a spus la vremea respectivă că a ieșit scandal și cu doamnele astea din Tulcea, cu imaginile, că au văzut soții lor imaginile și... la 40 de ani distanță. Eu cred că nu mai se cunoaște dacă o vede. Da. Cum arăta aici și cum arăta acum? Nu cred că sunt ani de zile, anii, vă dau seama. Dar 30, e bine că... 30 de ani. Am vorbit și de treaba asta, că chiar mi-a părut rău de doamna respectivă. Pentru că era clar că nu e ea și s-a pus-o într-o postură... Nu, te cunoscut, Liviu, ne cunoșteam. Da. Dar a făcut și o greșeală mică. A zis un tip dubios. Dar mai avea cum să zică dubios, să știi că ea nu m-a cunoscut pe mine să vadă dacă sunt dubios, că ea nu cunosc. Dar eu n-am vorbit. Nu a zis dubios, interlop sau nu știu. Cine știe cum. Ea, normal să zic așa, original, ea prezent de familie cu nașul la copiii. Înțelegi? Mihai Guli. E, Constanța acolo Constanța, e mică așa. Și mai și a zis Cristi să nu spui, ce să spun că nu, și nu cunosc, eu știu din vedere ce să spun. Da. Oricum, interesantă imagine, nu știu dacă am scăpat din vedere, dacă a apărut mama dumneavoastră. Apare. Vine, pleacă. Dar ce era aici? Parada modei, mingea jos, tot ce vă plăcea dumneavoastră. Venisem de la fotbal. Bicicleta, nu, făceați pe bicicletă? Făceam de toate, eu pregătea, că și acum am 75, vă dați seama, atunci eram avion. 75 aveți? 75 de kg. De kg, dar aveți 65 de ani. 65 de ani. M-am speriat, chiar era. Nu, sunt pregătit și... Da. Ghetele acolo, mingile. Toate. Și stați să vedem și pe mama dumneavoastră. Nu, n-apare. Tricoul din Germania, cine era? Klinsmann, bravo. Mă rog, ați văzut ce știu? Germania campioană mondială la vremea respectivă. Mama dumneavoastră mai trăiește? Nu, mai murit mama din 2004. Da. Era, da, asta mi-a plăcut, că erați cu fetele și la un moment dat apare mama prin, fără nicio problemă. Și... Aici cine filma era profesionist.
Da. Fotograf profesionist. Unde erați aici? În acasă, la, acasă, acasă. La dumneavoastră. La mama, da. La, la mama dumneavoastră. Da. Da. Vorbeam de Constanța, vorbeam de șmecherii vremii și așa mai departe. Bănuiesc că ea ați cunoscut pe marea da, majoritate, nu? Nu i-am cunoscut, m-au cunoscut ei mai mulți, că da? Eram peste mulți acolo. La când Constanța. Zicem Constanța, mie îmi vin în minte două nume. De fapt, trei acum, cu dumneavoastră. Domnul Săceanu, Săceanu da. Și domnul Beinur. Și Beinur, cum? Și dacă e Mangalea și Constanța. Săceanu era născut... Că am văzut, scuzați-mă, că o să discutăm și de Săceanu și de... Da. Apar imaginea acestea, Fane englezul. Cine era sau ce... Aici era, uite la nepotul meu, care e nepotul. Le zic că sunt mici, dar e văr cu mine. Aici cu domnul Săceanu? Aici, da, cu Ismael, domnul Săceanu. Aici, la, în curte, la sora lui. Da, da, da. Cine da. Era Fane englezul? Că l-am văzut în o grămadă de filmări și... Fane englezul, prietenul meu din copilărie, mai mic ca mine cu un an, născut 59. Dacă faceți un top așa al Constanței din Dania... Fane Coscar. Da? Coscar, Fane, la... Era pregătit. Era pregătit și numai în Golăneală, deschise firmă, 91. Uh-huh. Și, se făcuse no, și la firmă a angajat numai polițiști. Uite, gipsi, ăsta e gipsi. Da. Da. Tot erați prieten, tot Nu costa. Era prieten cu mine, cum să fie cu mine prieten. Erau cunoștințe. Cu mine era prieten așa, Fan englezul, odată, da? Da. Cuculet, sau de toți băieții de la Piața Chirii, de la Constanța, Ahmed, ăștia au crescut cu mine. Zisa Mișoc și Curaș, vecinul meu. Ăștia era tovarșii mei. Când ieșeam noi, era... Garda veche. Nu, uite, se ridică și porpa. Nu vreau să mai vorbesc, că nu-i bine să vorbim prostii. Păi s-a prescris. Când ieșeam noi, era alarmă. Știe băieții vechi, știe toată lumea. Și pe noi ne simpatiza cel anul Săceanu. Mai mare ca noi cu 10 ani. Era născut 48 din ăsta. Înțelegi? Și am zis la toată lumea și zic până nu o să mai fiu pe bănuntul ăsta. Noi toți ăștia vrem să facem talentele lui. Îl copiați, oarecum. Să-l copiem, dar știi cum, ca la antrenament. Cine este antrenorul? Ia fă-mă o schemă cu mingea. Dă-mă să fac și eu. Dar nu putea să facă toți. Nu prea ieșea ca la... Și n-a ieșit nimeni din ei. A ieșit... Cine a ieșit? Cristi Bocea. Când a venit din Germania cu ce prezenta lângă mine, Săceanu dispera. Lumea zice că se spăla pe mine, dar nu se spăla Săceanu. Astea sunt legende ce vorbesc pe la tine. Adică cum? N-am... Dom'le, că se spăla pe mine. Asta a fost târziu. Când aia cu barbutul, ziceți, sau de ce? Nu cu barbutul, Liviu. Eu zic anii 90, el nu făcea așa ceva. El de când, o să vorbim și de scandalul cu Doru Popa, cum am mai zis unii cârcotași, dom'le, că șeful Constanței Săceanu a venit Doru Popa, i-a luat șefia. Ce prostii vorbesc ăștia, nu sănătoși. Păi Săceanu era cum e cazul în fotbal. Putea să pupe vreunul de legenda lui, n-avea cum. Era Doru, respectat, adică. Respecta maxim, nu era ciumeg omul, era respectat ca șmecher. Iar Doru Popa n-avea treabă cu șmecher, Doru Popa era ciumeg. De ce? Că era născut de la Dumnezeu. A plecat în America, nu? Sau? Nu, în Australia, prietenul meu. Da, da, da. Dumnezeu să ierte, dar eu trește? Vorbesc... Nu, mai trește. Nu, a murit, Dumnezeu. Da, da. Dar eu sunt un tip care vorbesc adevărul. De ce? Pentru că peste 5-7-10 ani uiți ce minți. Și dacă ai uitat ce faci, iar bagi micioane. Asta e adevărul. Deci n-a fost bătaie. A fost un barbut, lumea veche știe cine era la barbut, Săceanu, cu Bebe Puștu. Bebe Puștu fugit înaintea de Revoluție la Ungaria. S-a jucat pe 80.000 de lei, sunt bani mulți. Acum ce zice Bebe Puștu? Băi, eu mă duc la joc, dar mi-e frică, zice, că să nu-mi ia bani înapoi. Și aia să-l ia pe Doru. Doru veni pe la Pârnaie, nu? Și-l cunoscut acum toată țara. Doru Popa. Stai că vă spun și de Cezar Nichita. Da? Care lumea... Hai să încheiem cu Doru, că e interesant. Cu Doru, bun. Ăsta pleacă la barbut, era ziua. Bocea merge așa, așa, așa. Ce să faci mea cu ce eu joc barbut, ce să... Păi zice, nu, joacă Bebe și a zis că mi-a Lindelon. Ce Lindelon? Din Turcia. A, dacă la pleacă, avea voie, avea pașaport. Hai mă să mergi să vedem, mai. Eu nu să știu că joacă Ismael. Eu știu cu cine joacă. Când merge... Săceanu. Săceanu, da. Da. Când merge, gata, el mai vorbea și macinește Săceanu câteva cuvinte. M-a văzut pe mine, n-avea frică. Ce zis, ăsta e de-al meu. Zis, am și eu cu mine. Și ăsta e de-al meu. Acum Doru Popa zice, dacă ăștia doi ani, păi zice, Doru e de-al meu. Asta a fost. Era tot. Liniștit. Liniște tot. Unde s-a jucat? A murit săracul și ăla, Dumnezeu. Lumea știe cine e. Buzatu. De pe Unirii sus. Aici la el era... Ce era zis? Joacă. Da, joacă.
Acum s-au jucat acolo jos, la cinstite, nu cu ștolul, cu de-astea. Da, pe bune. Dorul să te ia și pe el, Dumnezeu să-și pe asta. Noi ne jucam, mâncam, nu mai știu, baclava nu și-a dus, așa. S-a terminat jocul. Regulamentul care e? S-a pierdut cât? 80.000. Băi, 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 ce? Dă și mie 5.000 de capital. Așa se face, ia 5.000, cu banii aia, să pe care, făcea de întorcea de trei, pa, pa, mai venea cu alți bani, peste el, adică să nu plece. Că dacă pleacă, se pierde bani. Se dea gen împrumut. Un împrumut, nu împrumut. 5.000 era cadou. Am înțeles, da. Da, deci cine la joc și să mai... Da, și pleacă în oraș, venea cu alți bani. Să se scoată, oricum. Să se scoată, bravo. Și asta n-a vrut să-i dea 5.000, că se baza pe Doru, că dacă nu era Doru, se căca pe el, putea să vorbească în fața lui Suceanu, putea, că Suceanu avea vorbe, putea să vorbească, avea forță, din două vorbe venea 50-70 afară, fără telefoane mobile. Era Imperiul, eu așa ziceam, Imperiul Otoman. Nu era Imperiul Macedonesc, Macedonian, Imperiul Otoman, și mai era un Imperiul la Constanța, o să zic și eu, fratele meu, Petru meu din copilărie, Mircea Oaie. Ăsta era cu țigani. Scuză-mă, cu romi. Asta e, fiecare așa, imperiu cu... Da. Și nu eram mai noștri, prieteni, vă dați seama. Da. Și Izmăre Săracu, nu era el de bătaie, el era să se enervase. Bă, cum nu-mi dai? S-a certat cu ăsta. În perioada aia, frasul Becker era în Germania, că fugise înainte de Revoluție. Fratele lui... Da, Săceanu. Al lui Săceanu. De seamă cu mine, la 58 născut. Trăiește la Constanța. Așa. Și zice, dacă faci talente, ți-l prind pe fratul acolo. Mă, stau la foc. Totul să facă, nu știu ce a spus un briceac. El mereu purta la el, briceac. De ce? Hai, stai să mâncăm ceva, pac, pac, hai să... Da, da. El nu bea. Și din ceartă în ceartă, Dori a zis, bă, stai, bă, bă, Ismail, ce dracu? Ia, du-te, dracu, știu de ce ai. Și a spus, bă, la? Și a vrut să-l taie. Dar nu, tăia, la mișto, să vrăjeală de asta, de Constanța. Și ăsta s-a speriat, s-a retras înapoi și decât un pumn ne-a dat. Asta e barantele, că i-am luat grad. Ce grad să iei? Ăla era șmecher, ăsta era ciumec. Da, a fost conjunctura, da. Moment, acolo. Nu s-a întâmplat nimic ca Liviu. A fost altă scandal. După ce a plecat Săceanu, Ismail Dumnezeu, a ajuns în bulevard, cum era pe timpul, acum e ce mai, atunci era bulevardul Lenin. Acolo nu mai se simțea bine și a plecat la spital și a avut probleme. E, după... De la pumnul ăla? Da, de la pumnul, dar acum ce să nu pe Liviu? Era dosar penal. Că a auzit miliția. Vă dați seama, nu era... Trebuie să avem niște imagini de astea cu barbuți. Da. Zice, asta vreau să atingi. A, asta cu barbuți. Păi asta e adevărat, Liviu? Dumneavoastră nu jucați. Eu nu am jucat. Că am vorbit înainte și nu erați cu jocul. Ăștia sunt adevărat joc. Uite asta, dacă dați pauză, ăla este Paliboc, porecla. Pe el cheamă Faredin. Păi ați filmat și pe ăștia, aveați camera aia, filmați tot ce se putea, ați filmați până și pe... Da, uite la din imagine direct în față. Mai solid, așa, nu? Nu le era frică dacă apăreau pe la gardă, pe la... Dar ce gardă intra acolo? Spuneți-mi, intra vreo gardă acolo? Știu că de la un moment dat și Constanța. întâlnirile care aveați... Domnul Liviu, era 90, 23 mai. Era liniște, 23. Era... Cine intra acolo? Sfărea toată lumea. Garda era... Hai, domnule, ce... Și ăla-i Cuculet, uitați, ăla de acolo. În alb. Erau jucătorii... Nu, era, nu juca. Era ciumec. A, dar cred că asta ați făcut-o mai așa în glumă. Nu, nu, adevărat. Să juca pe bune. Uitați-mă pe mine. Erau numai mărci, sute de mărci pe masă. Nu era, era 10.000 de mărci. Care a pierdut banii, se numea Alii Puștu, Dumnezeu să te camuri și ăsta, fratele Săceanu. Era firmă. Și a zis că ăsta e fraier, pare din. A avut noroc, a câștigat 10.000 de... A vrut banii înapoi, nu i-a dat banii, a doua zi l-a tăiat. L-a tăiat, i-a tăiat deșul de aici. Nu tot, i-a tăiat, cresat. S-a dus cu acolo pe Constanța, la începutul anilor 90, nu prea să mai stătea la discuție dacă cineva se supăra, nu mai să ținea cont de... Liviu erau turci. Da. Îți dai seama, se stângea. Așa, și spuneți, terminați cu Săceanu, că a doua zi s-a simțit rău? S-a zis, l-a la spital și a venit garda la spital, au forțat pe Săceanu să dea declarație, semnează dosar penal, îl băga la pușcărie pe Doru. Îl băga, tentativă de omor. Uh-huh. Și l-a băgat? Nu, a fugit. A tras de mine. Numai, a fugit din țară? Pe cuvântul meu, dacă nu era în fiecare dimineață la mine acasă la cafea la 7. Venea chiar era de meserie marinar. Deci de-aia a fugit în Australia? Da, a fugit. Lumea zice vrăjeală că a fugit. Nu, a fugit că îl băga la pușcărie. 100% îl băga. Și era tentativă de omor. A? Tentativă se numește? Tentativă. Da, 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 da. Nu era lovitorul cauzatoare. Tentativă? Că la paradis, la țeasă... Da, păi nu murise, tentativă, da. Da. Probabil și că și căutau polițiștii, l-așteptau... Păi cum imediat, uleu, și cum îl băga? Și l-a ajutat unul, Oncic, Nico Oncic, lumea și cine e. Ăla a fugit de ani de zile, de 40 de ani în Australia, ăla l-a ajutat, l-a dus în Australia. Și acolo și-a revenit. E bine, familia lui are o nevastă sărboaică,
are un băiat, Darius. De Nicu. De, nu, vorbesc de Doru Popa. Și acolo a murit, în Australia. Iar, a murit. A murit, asta. Da. Iar băiatul lui mare, care are 40 ceva de ani, îl cheamă Peter, Petre. Nu, Petre? Peter. Ziceți-mi tot din garda asta veche, de, cu domnul Beinur, în ce relație? Domnul Beinur, vă-ți dați seama, este... Pentru mine era numărul unu la Mangalea și Constanța după zilele, cum să spun eu, ce, anii de gloria lui Săceanu. Din ce el a preluat acolo șefia. El a preluat, știa să vorbească, Săceanu l-a văzut că e Coscar la luat lângă el și numai cu Ismail peste tot. Pa, Constanța, Mangalea, peste tot, fiind și turc, vorbea și turcește. Deci, în perioada aia, Mangalea, vă spun, cu mâna pe inimă, nu intra șmecheri acolo. Am auzit că era mai rău decât Constanța. Nu intra nimeni. Mai acolo, periculos. La Mangalea, toți sportivii pe mâna lui Beinul, ne spunem Beni. Așa. Mai Beni, da. Cine intra? Zisa Mișoc și cu Cristi Boci, atâta intra. Când era Ceaușescu, vă spun. Și unde ne întâlneam la Paradis, cel mai mare bar de noapte, de pe litoralul Mării Negre, poate și din țară. Nu, cel mai mare era Melodiu nostru, nu? De la Constanța și de la București era șmec. Și asta, deci, Melodiu. Și asta era la Constanța, am zis numele, am uitat cum se spunește? Paradis. Paradis, Paradis, bravo. Acolo era traseul nostru, frumos tare la Paradis, ce venea din tot. Nu ziceți de la Jupiter, de discoteca? Nu, ăsta cel mai mare, Paradisul, care are un bazin mare afară și clubul era înăuntru și bar de noapte, era 30 de balerine, vă dați seama. Deci mi-a zis dumneavoastră, multă lume vă asociază că venind cu demnii din imagini, că stați în România, dar dumneavoastră stați foarte aproape numai în Germania, nu? Păi, dacă am acte de Germania, cum stau în România? Aveți acolo casă? Aveți... Nu, casă, na, cine are casă acolo, că e 500 de mii. Păi mă gândeam, da, cu soția atunci, din perioada. Nu, soția și aia stătea cu chirie, că așa stă toată Germania, majoritatea. Și ați luat, când v-ați căsătorit, atunci ați luat cetățenie, nu? Nu, dacă luam cetățenie, cred că stăteam pe la Pârnaie pe viață. Cetățenie n-am vrut să iau, pentru că m-am învățat și pe mine oamenii care erau în vârstă, n-ai nevoie. Dar, practic, căsătoria asta v-a ajutat să plecați mai ușor, nu? Legat. Plecați în Germania. Păi, facem o paranteză. Eu în 87, în 88 am cunoscut-o și am pus de 3 ori actele și de 3 ori m-a respins Ceaușescu. Nu v-a lăsat să plecați? A, păi m-a bunghit. România, ce e asta? Aoleu, stai, nimic, pac, pac, pac. Cum a zis, Revoluția a ieșit Neiliescu pe post, care e acte, acte, de drum. Oh, gata, bun, și banii ăștia, milioardele astea, milioane de mărci și astea... N-ai cum să nu faci bani în Germania, făceam în Constanța, nu faci în Germania. Ce era cu Germania, Germania, n-ai cum. Da, cred că avem, da, uitați, avem poze și de la... De asta, la, da. Sfatul Popular, de la... Aici nuntă. La acte, când a fost acte. Era chiar 20. Unde ați făcut nunta? La Dobrogea. La Dobrogea. Dobrogea. Aici, uite, ăla e Cuculeț. Nașul meu. Mm-hmm. Cuculeț. Da. Vreau să vă întreb totuși în Germania. Mașini, mașini, dar în afară de mașini, ce să mai făcea papa? Domnule, vreau să vă spun ceva. 94, țineți minte, campionatul mondial? Da. Țineți minte. Nu se supără, cred, da? Știți ce făcea Gică Hagi în teren în 94? Da? Așa ceva fac eu prin magazine din Germania, prin priviri, prin mersuri, prin... Tehnică, tactică, tot. Tehnic, tactic, fără greșeală, cu antrenor. Da, din ce știu și eu, cum am mai informat, pe da. Unde ați fost, erați la regie, adică erați coordonați... Coordonator, selecționer, regizor. Asta mă avantajează că nu beau, nu fumez, nu mă droghez. Uh-huh. Încă fac pregătire fizică și când ești pregătit fizic... Am văzut că alergați zi da. De zi, jucați fotbal și acum... O să vorbim și de treaba la asta. La anul, la vară, dacă ne-am cunoscut, o să vă aduc să puneți camere în direct. Lacul Techegel, știți care e la mare? Da, da. De aici plec la Șinca, lumea știe ce e Șinca. Dus întors în not, direct dintr-o bucată. Not? Pă, cuvântul meu, dacă te mint, o oră și 15 minute am făcut dus întors. Aveam băieți pe saltea, care le-am morțit mâinile. Și am zis, nu mai veniți până în capăt, stați aici la jumate. Și acum, dacă ne-am cunoscut, o să montăm două bărci pe așa, dăm în direct și mă duc până și în capăt. Dăm drumul, da. Da, și mă duc și mă întorc. Nu știu dacă mai scot o și un sfert, da? Să fac o pregătire de... Păi eu dacă mă duc, n-ajung până în capătul ăla. Important e să ajungeți. Eu nu ajung. Era oameni pe mal, care se-am de vorbă și cu o tablă sau un hatșac, da. Și spunea, du-te, domnule, ce eu nu merg și pe jos până acolo.
Adică nu să luați. Nu, dar eu nu ajung, nu e vorba de timp, mai e vorba de timp aici, să faceți distanța. Și timpul, că... Da, așa, contra cronometru. Păi mai sunt niște oameni, mă întâlneam astă vară cu un băiat în vârstă mai mare și ca mine, da? Din Suceava, și eu asta fac în fiecare dimineață. Ce faci? Eu în apă mă întâlneam cu el, eu plecam încolo și el mergea așa. Și ce, uite așa, not. Păi zic, nu te supăra, unchiule, era mai mare, cred că avea vreo 70 ceva de ani. Zic, păi ce nostru, eu nu de dimineață până seara. Fugi, Dumnezeu, zice. Ăla nu credea. Ați deschis discuția de Gică Caci, fiind și Macedon și așa mai departe, cu siguranță că l-ați cunoscut și aia. Obligat, aveți ceva cunoscut, poveste, dar... ne spune și nouă așa mai... Ce să vă spun... Ați mers pe la meciuri în perioada dat, aia, mergeați la... Mergeam și la meciuri, dar problema pe mine m-a ajutat mult numele lui. Pentru că eram aceea statură, era anii 90, nu prea știa lumea de la televizor, aveam și o părul peste cap cum se purta și prietenii mei care era cu mine dădeau o cardeală și se spunea, mamă, ăsta e Gică. Și vă dați seama ce... M-a dat Gică la poliție. Poliție originală. Dacă... A, lumea, prietenii ziceau că sunteți Gică Hagi. La Hocavele și o halea lumea. Dom'le, uite, Dumnezeu, cum arată la televizor, altfel, Dumnezeu, ce arată bine, Dumnezeu, să nu știu ce. Și la un milițian care era pe radar, asta făceau prieteni, adică gen mai, glume, mai serios, glume. Dar gipse, dacă trăia, îl punea da. Să-l sune. E legică, Hagi, nu? Da, oprisem, avea mult de capul ăla, era vara, 94. Și am oprit să mă întâlnesc eu cu două fete. Până să vorbesc ce să mă vreau, să vină gipse, a făcut o intrare gipse ca șmecheri. Da. O să trăiți, domnul Gică, bine ați venit, nu știu ce, de ce nu mai jucat, nu știu ce. Ce să-i mai zic eu dacă ăsta de alea s-a speriat? A scos carnițele, nu știu ce să dau, ce, uite, mă, ce... Și Gică Hagi s-a dus la poliție? Nu, Gică Hagi era la unde juca el, eu știu unde era atunci, nu mai țin minte. La lasă asta, m-am întâlnit cu una... Când a făcut spunea... reclamație? Nu, n-a. Pe treaba asta? Nu, niciodată. Reclamație am avut cu un polițist, că sunt Hagi eu. Fugi, Dumnezeu, de aici vezi de treaba ta. Și tot nervos pe mine, rus pe mine, până după vreun an, mă duc la poliție. Când cobor treptele în stânga, era circulația. Înainte era Beciu de pe timpuri. Și într-un stânga, ăla o saudă, îl cheamă George Guțu. Uh-huh. Era la evidența populației. Da. Aveam nevoie de un buletin. Și mă oprea așa față în față. Cine vine de stânga, nu știu cum îl cheam, că spunea numele lui. Băi, ăsta e așa, mă, ăla mie. Ce, mă? Cu tine, mă, pe tine. Ce te interesează, mă, pe tine? Direct așa am zis. Ia dă-mă actele, ce face? El. Auzi, mă, atunci era Iliescu era. Auzi, mă? Și nu dau acte, nici nu le spus toți actele. Când auzi, mă, așa s-a blocat. Uh-huh. Și zice, la cine mă asta? Ce să Hagi. Băi, când ai și milițean așa? Băi, s-a albit, s-a fugit omul de acolo. Băi, George, nu-i bine, băi, George, ce dracu? Se... Deci v-a ajutat, da, până la urmă, asemănarea. Dar personal v-ați cunoscut pe la evenimente? Ne-am mai întâlnit la evenimente, dar problema și care este... Eu nu vreau să ies în evidență, nu ies în fața lui. Că... Nu, vă întrebam că am văzut că aveți totuși relații, conexiuni prin lumea fotbalului. Uitați, avem și niște imagini. Ne-am întâlnit de atâtea ori că juca cu noi. Am văzut cu Mircea Sandu la un moment dat, la o masă, cu regretatul Naemanea, săracul. Naemanea, fratele meu, băiat bun. Da. Naemanea, cred că era... Ăsta e băiatul unea Cornel Dinu. Da, 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 știu. Da. Corneluș. Corneluș, da, Corneluș. La uitați aici, cu Mircea Sandu, da, și cu Naemanea la Mamaia. Aici, când a jucat România cu Olanda, dacă nu mă înșel. Au jucat la... Da, da, au stat la... La da, celălalt din imagine l-ați văzut, care stă cu mâna... Ăla e tovarșul meu. Ăla e târlic, să țineți minte. Ăla e disperat după formă. Minte, nu te... Dar s-a scris la un moment dat că ați fi vrut să preluați pe Dinamo. Era o vorbă sau e... O invenție de asta. Direct la pușcărie plecăm. Că în momentul în care era... Eu nu-s Negoiță la Dinamo, știți că a fost discuția aceea. Băia bun, Negoiță, m-am cunoscut cu el. Da, 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 băia văd în imagini și mă interesa că a apăruse pe tot așa pe TikTok, că ați fi vrut să deveniți acționar la vremea respectivă. Minciuni ce-au scris ei acolo. Da, da. Și eu nu l-am mai văzut pe Ioniță de, cred că de 10 ani, poate. Nici nu știu pe unde mai este. Deci, până la urmă, erați, câteodată era și Gică Hagi la Constanța. Era, de exemplu, la meciuri, eu stăteam în stânga, noi stăteam în dreapta. Dar eu m-am uitat pe imagini și acum nu vreau să nu zic în glumă și v-am văzut jucând pe terenul ăla. Să știți că aveți de mișcări. O să vă arăt imaginile dacă o să ajungem la povestea asta cu fotbalul. Dar nu mă refer acum, că vă dați seama și acum vă mișcați. Aveți 65 de ani, dar acum, acolo erați mai tânăr și aveți plecarea aia lui, aveți umărul ăla lui un pic ținut în față. Hai să spun și nu ne-am plecările. Uitați, uitați.
Deci dacă te uiți de la distanță așa, de multe, bravo, pe cuvântul bravo, meu, nu vreau bravo, să, bravo. Că nu-mi permis să glumesc și așa mai departe, mă refer ca alură, de-aia zic că semănați. Am înțeles, plec bine de pe loc, plec bine. Da, da. Exact, da. Plecarea aia de pe loc. Să vă zic cine m-a ajutat pe mine în plecări. M-a ajutat mult miliția pe mine, că ne fugărea mereu. O loveați bine și cu stânga și cu dreapta. Da. Miliția v-a ajutat la plecări? Ce le făceam, frate? Deci prietul de acolo l-a vezut. Mă prindea pe mine 5 mașini. Și pe timpul meu ăștia, în vârstă, cred că știi ce mașină. Aveam IMS-uri, se numea, sau gaz. Unde erați aici? Aici era pe stadionul Porto. 97, deja... 97, aici era și Ianis. Uitați-vă că era Ianis aici. Am și imagini, da, cu Ianis, dar vreau să da astea, să le văd. Și ăștia care joc cu ei, fosfobaliști. De-aseară, când mă uitam la ele și... Am văzut o plecare aia și stilul ăla de exact da, al lui Hagi. Plecarea și am frâne nebune, mă opresc imediat. Da, da, da. Da, ce vrei, acum, dacă mă mai uit așa un pic, parcă de la distanță zice, dar mă rog, parcă avea Hagi în perioada aia, avea și freză altfel, mă refer da. la fizionomie, dar ca stil așa și păstrând proporțiile, evident că da, nu ne comparăm acum și vorbim de Hagi. Doamne, ferește, Hagi, dar... s-a comparat toată țara, ne comparat. Da, 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 da. Aici unde erați? Pe... Stadionul Portul la Constanța. Pe Portul. Da, stadionul Portul. Și care joc, au fost fotbaliști toți. Mm-hmm. Da, fotbaliști. Nu era... Da, dar mulți se mișcau cam se greu. Vedea erau mai în vârstă, cred. Ați avut o scurtă perioadă, ați fost la Săgeata Năvodari? Săgeata Stejar originală, nu Năvodari. Stejar, așa. Formă. Păi ăștia i-am înființat în 1995 chiar eu, știi toată lumea. Am venit din Germania, nu veniți, eram în Germania, iar... un prieten al meu de la Săgeata, care era capitan de echipă, se numește Târlic, ăsta mi-a scris, zice, adu un set de echipamente, ce să băgăm și în echipa în Liga 4. Că aduc ce culoare? Nu contează culoare. Și am adus 4 seturi. Păteați bine și atunci, pe capital erați bine. Cu, și... 95, ce dracu. Am văzut tot așa. Ăla e set de alote, setul ăla a jucat Săgeata acolo, da, vedeți? Am văzut albastru tot așa, n-am mai pus imagine, că multe meciuri de fotbal pe la sală, pe un bazin, la Constanța. La bazin. Și după meci vă duceați să-i premiați pe colegi. Toată lumea. Le dădeați prime de joc. Hai să vă zic cu bazinul. Da. 1991. La Hotel Park. Era bazin olimpic. Da. N-aveai unde să joci. În perioada, era iarnă, era ianuarie. Nu erau săl, nu era. Nu, de unde săl, nu exista. Și ce zic la... Cine șef făceam? Păi ce, Șerban. Care e Șerban ăla? Păi ia cheamă-l, că eu îl cunosc, cred. Și când îl văd, o, fratele meu. Păi acolo să ne vadă, o să confirme. Ce faci, Șerban, ce să fac? Păi, Șerban, cât iei pe zi la... Aici, cât câștigi? Păi câștig 2.000 de lei, 3.000 de lei. Și? Dacă dai apă afară, îți dau 5.000 de lei. Acum o dau pe lovici. Să-ți dau bani. Nu, mi-aduci mâine. Bine. Toată apa afară. Revin înapoi peste o oră. Băi, șterge, băi, dacă nu cădem, ne rupe capul, să-și treacă jos. Stă femeie toată noaptea. Bă, aștept tot. De ce fac meciul ăsta? Am plecat Germania, până să vin echipa mea care juca cu mine, a ieșit niște puștani care îi rupea în două, îi bătea de rupea. Cine să vă bătă? Ce să răsă pierdă. Da, pierdea, da. Era nervos. Da, ce echipă fac eu? Nu mai știu numele, dar o să vă dau scris cine era. Da. Foști fotbaliști, Liga 3-a, Liga 2-a, pe era Răzvan Voicilă, prima ligă, cum? Prima ligă la sport. Și la sportul. Sportul Dumnezeesc, Răzvan Voicilă. Ăsta era portar sau era... Portar, cum? Da. Prietenul meu, tasul prieten bun cu mine. Uh-huh. Pe Răzvan Voicilă am luat o grămadă de fotbaliști și am jucat acolo. Și am scris pe casetă România-Turcia. Și am bătut cu 17-3, 3 gole la dată. Și eu zic, bă, lăsați-mă să dea și ei. Lasă-o, Dumnezeu, să jucăm, dă-i, dă-i. Deci erau turci sau a scris așa? Turci de la Piața Chiriei, dar eu nu știu. Pomii am băgat în restaurant. Deci a scos apa din bazin, s-a tăiat bazinul, i-ați dat la 5.000 și a început fotbalul. Când am numărat, era 10.000 de mărci. Erau mărcile noi. Mm-hmm. Știți că vechile da, erau da, da, cu fluturașul, mi-i spuneam muște la alea. Da, 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 da. Alea mai colorate, așa, colorat. Banc frumos. Da? Și acum port alea cu o fată. Alea la noi și era pachet de 10 ani lupta aia și o dau prima la jucători, nu știu ce, ospătarii și atunci a venit gipsii cu un topor. Da, am văzut și imagine. Da. Cam care erau primele de joc la băieți, la... Păi primele era 100 de mărci. A, deci care după meci, pac, pac, pac. Atât, 100 de mărci, mărci erau bani atunci. Și era 91. Da, rămânea da. La masă, mâncam, beam și... Avem acum, am văzut, au derulat, dar o să apar din nou și imaginile cu Ianis Zicu. Ianis Zicu, era mic atunci. O poveste interesantă. Cum l-ați cunoscut pe Ianis? Care a fost... Că am văzut, la un moment dat stați cu el, vă antrenați, da, îi dați niște sfaturi. Da, în sala la Hiotenica l-am văzut prima dată. Da.
Era copil, era. 11 ani, 12 ani, nu știu cât avea. Da. Și am văzut o fază, o schemă și zic, bă, să știe fotbal, zic. Că un copil nu poate să facă așa ceva. Da. Pentru că moșinea pe Tasu fiind jucător la Delta Turcia. Îl știa și pe tatălui. Nu-l știa, nu, atunci l-am cunoscut, da. Da. Și pe urmă mi-a intrat la suflet. Ce îi spuneam, aia făcea. Adică ca la matematică, ia dunale, așa făcea. Așa făcea. Era direct. Un fel de copil de suflet al nostru. Copil de muream după el, că lovea mingea așa, fel ca și cum era om de 20 de ani. Mai motiva și pe el la antrenamente? Mai când mergeam eu, rupeam două. Dacă... O primă. Primă. Le deam bani lui Ianis, ce fac, Ianis cu bani. Păi era mic atunci. Echipamente, era disperat pe echipamente. Toate echipamentele cele mai noi, el le avea. Poate să confirme toată țara. Era la Bicuși. La Bicuși a fost el. Da, la Faru. La Faru, că înaintea lui a fost Hagi, când era născut el, îți dai seama, 65 ani ăsta. Și Ianis a născut 23 octombrie. Da, am văzut că la un moment dat sunt imagini, doar dumneavoastră cu el vă antrenați. Da. Și explicați diverse... Îl aveam în poartă pe un băiat Belu și nu dai de aproape că nu le vede, de la 16 metri, nici de acolo nu le vede, că la nu știa. Uh-huh. Și le lovea bine, pe mă făceam cu el un doir pe sus. Ăla e, ăla mic de acolo? Ăla micuțul ăla e, dar da. Sunt și imagini doar cu dumneavoastră și cu el. Acolo eram pe stadionul CFR, tot la Constanța. Uh-huh. Și învățam lovirea mingii, înțelegi? Și mai avea el de ale lui care dribla mult, pierdea mingea și nu mai se ridica de jos, că lovea. Și eu îl învățam, n-ai voie să faci așa, dilește-l, lovește, păi, eu nu s-a zicea, ce să zic, n-ai ce să zic. I-ați dat curaj. Curaj, da. Cum să zic eu? Mental. Mental și psihic, eu l-am format. Uh-huh. Eu nu zic frică niciodată peste ei. Când aveam meciuri oficiale, era în echipă la Bicoși, juca cu Mangalia, juca cu toate orașele unde mergea. Când apăream eu, aveam un curaj de nu-i rupeam două. Că știi cum e fotbalistul. Ați ținut legătura cu el așa? Da, vorbim, ținem legătura cu el. Mă refer de-a lungul carierei, a plecat la Dinamo. Aia, cum sunt? În continuu. Sau v-a uitat? Hai să vorbim pe acum dreptă, nu că... prea mai avut ultimul timp. Știți cum sunt? Așa, la un moment dat, na, distanța, ultimii să mai uită. Ultimii 5 ani, 7, 8, 10 ani, nu mai știu exact. Că nu prea mai veneam prin țară și eu, dar eu câte ori veneam, mă întâlneam cu Tasu. Tasu fi mai mare ca mine, cu 4 ani, cu 54. Cu el mai mă întâlneam cu Tasu, dar cu Ianis nu aveam să mă întâlnesc. Că el mai venea la Constanța, dar nu eram eu. Mai venea să întâlnea cu prietenii mei. Și îi cheamă pe Cristi când sunam. Dacă n-a fost plecat în perioada aia, pe la Inter, pe la Parma, ați mai... Am fost și la Inter, am fost la Milan, am fost la Casio. Da? Cum a stat două zile acolo. Atunci juca la Parma. Da. Dar... A fost împrumutat. Împrumutat de la Inter la Parma, bravo. Da. Dar eu la el acasă am fost la Parma, la Parma a stat. La Parma, dar plecam seara la... Să vizităm Milano. Milano, da. Că era mai mare Milano. Dar a fost un jucător bun. Adică foarte bun. Foarte bun jucător. Și de la continuă Dumnezeu. Cariera, adică... A continuat cariera, dar și ce era la el? Antrenor. Sper să nu se supere. Nu prea făcea antrenamente. Nu-i plăcea. Era puturos. Dacă era de stat de sus cu talentul ăla, ce mai la un moment dat, mi-aduc aminte, avea și probleme un pic cu greutatea, cu kilogramele. Cu greutatea, el se numea cu mama lui, Dumnezeu ierte, cu Marioara. Marioara? Nu Marioara, ce nebun sunt Marioara, e mătușa lui. Ița, îi spunea. Da, da, da. El semănea cu maica sa, mai Dolofan. Dacă semănea cu Tasu, păi că vă zic alta mai tare. Am adus o cursieră special pentru Dinamo. Mai bine vă las să vorbiți, nu vă mai întreb, că așa vă stârniți mai bine. Da. Așa. Am adus o cursieră din Germania special pentru el. O ce, o? Cursieră. A, bicicletă. Să-i dea, el juca forma, îi trebuia ceva, supliment. Liviu, crede-mă, când a început cursul, cursiera aia, a crescut 18 cm într-un an. Poate să confirme și azi cine vrea. Și nu mai avea talentul ăla, că era chiștoc. Viteză. A crescut în înălțime. A crescut 18 cm într-un an. Și nu mai avea aderență la minge, nu mai era așa și a început să avea probleme la greutate. Că după ce s-a slăbit, pământ s-a îngrășat, vă dați seama, nu era mărunt cum era. Da, sunt anumite persoane, anumiți fotbaliști care au chestia asta, întotdeauna trebuie să țină regim, să facă mai mult efort. Păi... Sunt unii care mănâncă orice, nu se îngrașă, n-au nimic, dar el era în categoria Dumnezeu, asta. Da, Dumnezeu, într-o categorie avea... Da, da, să vă mai zic ceva din experiență. Ce dacă nu se îngrașă, nu joacă, dacă nu face antrenamente? Vă spune fratele vostru aici. Deci el nu joacă, chiar dacă e slăbuț, nu e mușchiul pregătit pentru așa ceva. Pe de-aia vă antrenați dumneavoastră. Eu rup în două. De câte ori pe săptămână jucați? Oficial? Sau dă și machetonimie? Păi nu știu, oficial, Știința Constanța.
cu săgeata, stejarul, e fuziune. Așa. Facem în fiecare luni și în fiecare vineri, două pe săptămână. Ăștia sunt toți băieți. Aia nu știi, vechi. Unde jucați? La... Nu-i bine să spun. Mai spuneți. Nu-i bine să spun. A, așa. Pe iarbă. Pe iarbă. Aha. Știe lumea. Teren mare sau... Mare. La teren mare. Teren mare, dar jucăm pe jumate. Da, că da, suntem da. 10 cu 10, 8 cu 8. Dacă suntem mai mari, mai mulți dăm pe așa. Uh-huh. Dar miercurea jucăm la Iachi, la GIC. Yeah. Și la Iachi e acolo talent. De ce? Că nu mai sare mingea, iurea. Și acolo e altceva. Care da, știe... e sintetic, e teren sintetic, mai mic. Sintetic și să o lovesc, o iei, să pleci, să te așezi, să te angajezi, nu trebuie să fugi. Trebuie să știi cum e. Că și calul fuge. Dar trebuie să și muncească. Și în rest de fotbal ce mai... Rest de fotbal, antrenamente. Alergați? Da, dacă dați pe Facebook, le am în fiecare dimineață fac Constanța. Acum s-a dărâmat, fac pe sintetic. Nu mai sintetic, plec și unde plec, unde cum să zic, coloana de lor, unde se înfundă în mare, sunt niște trepte. Sunt 138 de trepte. Da, de știu. Cobor, plec o dată cu copiii mei, am doi copii mici, unul de 5 ani, jumătate, 4 ani, după mine am doi. Și ce picioare are? Mamă! Se duc la grădiniță, când aia aleargă, păi se sperie. Nu fuge, nu mai ăștia fuge. Aleargă, vă dați seama. Dar antrenează dumneavoastră. Antrenează, da, de mine. Și ocolesc tot plaja modern, înapoi 108 de trepte, acasă, cămin acasă, haleală și planton și cum mă mișcă, că sunt răi copii, vă dați seama. Da, la da. Antrenament nu mai mișcă, știți? Asta sunt antrenamentele mele. Ce vreau să vă întreb, în afară de prima soție, mai aveți actuala nevastă, nu? Sau ați mai fost căsătorit? N-am fost niciodată însurat, domnule. Aia a fost de formă să ajung în Germania, n-a fost o căsătorie oficială. Am făcut da. La mișto... O să este soția? Asta e soția mea originală. Câți ani avea aici? Acolo? Pe cât avea? Păi n-avea voie scoate actele. Nu. Dacă nu împlinea 18 ani, nu scotea actele, nu era voie. Și m-am rugat și eu de doamna de la... Să-i zic și numele ei, că e cunoscută, doamna Crăciun, tot așa prieteni de familie suntem. Ai scris dacă vrei. Uite la Mitică Niculescu, ăla din partea dreaptă, care trebuie să fie martor. Pe mine, deci pentru mine sunteți o enigmă, mă uimiți. Deci toată viața ați fost numărul unu pe lăutărie, pe fete și așa mai departe. Și acum... V-ați făcut băia cu minte, aveți și copii, soția... Am și altele, am doi și mai am una mică de 4 luni. Toți trei sunt cu... Nu, păi nevastă cu... mea, eu n-am avut alta, asta e singura, prietena. Cum v-ați cunoscut? Păi avea 16 ani și eu mergeam acasă la un văr de-al meu, Gigi Iorgache, a murit sărac cu Dumnezeu. E machedoancă? Machedoancă, ea? Măsă. A. Machedoancă, dar nu prea vorbim cu ea, că e nervoasă pe noi, vă dați seama, dacă eu sunt purisan... Ea e mai mică și ca mine și vă dați seama. Și cum v-ați cunoscut așa? Acasă la Gigi Iorgache. Uh-huh. Sora lui trăiește, poate o să ne vadă, o cheamă Angie, o femeie de treabă. Și dacă de mici copii în cartier, eu eram vestit în cartier, el, Gigi, era pentru mine, era fratele meu. Iar eu pentru el eram idol. Îmi știa toate aventurile mele, toate belele care le-am făcut, eu nu le țineam minte. La el în casă am cunoscut-o pe... Uh-huh. Foarte tare. Da, pe Flori. Avea 16 ani și la acte nu puteam decât când faci 18 ani. Deci nu avea 18 ani aici. La... Păi, da, chiar atunci am plinit. Am înțeles. Deci să vă explic. 21 aprilie, da? 18 ani, da? Atunci am făcut acte. Incredibil. N-avea voie. Ați făcut și nuntă ceva? Nuntă nu, am făcut decât asta, cum se spune, actele și botezul la copii. La copii botezul v-am mai zis adineoarea. Nașe Mihai Gule. Și cum faceți, cum vă împărțiți între România și Germania? Că spuneți că... Pleacă cu mine, cum? Da. Cum se lasă acasă, Doamne ferește? N-am plecat niciodată fără ei. Mm. Nu pot stau. Mai aveți acolo Germania afaceri ceva? La Germania am... Legale. Legale, dar sunt cam puține legale. Tot de ale mele mă duc eu de astea. Mm. Ușor, așa frumos. Mă încadrez unde trebuie. Adică am o limită, nu trec peste limită, că nu mai am nevoie de bani cum aveam acum 30 de ani, pentru că eram și o tânără, vă dați seama. Atunci altul adrenalin, noi eram căsătorit. Acum, trăgând linie, vă pare rău așa de ceva? De... Niciodată. Gândiți-vă, dar... Niciodată mai. A cheltuit, știi, a niciodată. Ce am făcut să mai facă și alții, că le-a venit rândul la alții. Deci nu vă pare rău de nimic, vis-a-vis de bani, de... Distracție non-stop, dimineața până în seara. Deci, practic, în perioada aia veneați cam în fiecare an, veneați vara și... Dar nu mai spuneți, domnule, în fiecare an, veneam în fiecare lună. Deci și dacă era botez, nu te mă chemau, veneam, mi-a rușine. Da. Păi aveam neamuri care făceau nunțele și botezele după mine.
Deci stăteați în Germania, făceați ce treabă aveați pe acolo și veneați în țară la distracție. La distracție, că toată mai aveam urgență, niște acte, era altceva, veneam cu avionul, plecam cu avionul. Când aveam urgență, veneam pe roate și câte ori veneam în țară, mașina nu mai pleca cu mine înapoi. Mașina nu mai pleca. O veneam să zică lumea. Alte haine, altă mașină. Când o vedeam fața casei, capa, a venit voce. Ați avut, în afară de Porsche-ul ăla, vreo mașină așa mai... Mașină mai puternică? Da, mai... Am avut mai puternică Porsche-ul de 500, nu, era de 300, nu, Porsche-ul, nu ăsta, nu ăsta primul. Ăsta roșu. Nu ăsta roșu, ăsta era 124. Am avut pe altul 128, nu? Sau 328, ăla era puternic, ăla avea 5000 motorul. Iar am avut un S-Class motor de 4000. Ăla era 250 de cai. Mașini puternici. Mercedes-uri, vorbea Germania, Mercedes, BMW. Vă dați seama, da? Acum să vă zic ceva, nu contează mașina, contează cine coboară din ea. Așa mașina aia, Germania prinde mașini. Da. La noi nu se vede. Am văzut și pe imagine cu asta, era tot timpul cu muzică. Nu ieșeam din casă. Decapotabilă cu... Cu orice decapotabil, decapotabil 94. Și ce mi se pare interesant, că am văzut și pe imagini, mai aveți și acum celebrul Lanț cu numele Lanț, de avastru. Lanț, da, e făcut în 1994. Am plecat la Bursa cu un tovarăș de-al meu, Porec, la Dinamo, știe cine e Dinamo, toată costața. Da. Că avea prieteni, vorbim turcește bine, era turc și eu vorbesc turcește foarte bine. Și nu ne-a făcut. Am plecat, am venit, mi-a făcut un lanț de un centimetru așa. Și când puneam bocea cădea jos, ce ăsta, du-te bă, nu iau ceva. Și am plecat la Constanța. Alte pagube, iar am venit înapoi. Și a zis stabilitorul, domnule, ce, eu n-am făcut așa ceva, dar nici n-am auzit așa ceva. Dăm comandă la Istanbul, dați unde vreți. Și l-a făcut de 15 mm. Și atunci zic, nu mai pasă să cadă numele în jos, rămâne așa. Dar de ce zic? Și n-aveți de atunci, vă rămân da. Nu s-a rupt niciodată, nu s-a... Ăsta? Ăsta ridic canalizare de jos. Cât are? Câte grame? Amândouă are 300 și ceva de grame. Da. Dar unde le-am văzut pe asta? De ce nu mă întreb? Unde le-ați văzut? Era Ceaușescu. Prieten foarte bun cu tovarășul meu cu ăsta, cu Dinamo. Cine Ceaușescu, era asta? Ceaușescu? Original, pe timpul lui Ceaușescu. Ceaușescu, da. Cine venea la Constanța? Nepotul lui Kenan Evrem, care crede că e vrăjeală, poate să confirme. Îl chema Hasan Onur. Kenan Evrem, fostul președinte al Turciei. Nepotul a fost președinte. Barosan, eu n-am văzut. Da. Atunci, prima dată am văzut Barosan, nu știam ce. Mama lui, sora lui Kenan Evrem. Zice, la vine la România, dacă nu merge în aeroport, el nu mai intră în România. De ce? Nu uite că e frică. Fugi pe aici. Da, hai la București după el. Hai la București. Vedea, se uita pe geamă, vedea pe dinamă, gata. Acum cum a vedea pe cine ăsta? Că eu vorbeam turcește. Păi, mm-hmm. Vecinul meu, nu știu ce, nu știu cum, el din boxer nu mă scotea. Păi nu era boxer. Boxer și pechel, da. Și boxerul burdaur tu, el zice, boxerul ăsta aici, da. Oricum, ce nu mai mi-e frică, mă turcește, gata. Vă lua drept da. Pază. De... Pază, bravo. Provinție. El avea așa ceva. Am văzut Hasan Onur, mamă, șmecherul ăsta din am. Șmecher, bă, ce ăsta mâncat, așa, așa. Se vedea că era șmecher. Pe unde mergeam, ala. Era un lanț așa cu nume. Finețe, costume, numai de alea, șmechere. Venea păi cu... Era președinte nume cunoscut în Turcia, și avea afaceri, avea afaceri mari în Turcia. A venit mult timp la Constanța și noi la el am văzut taurul ăsta și zic, băi, nu o să devin barosan, o să ia și un lanț. Băi, Cristi, scump ăsta. Ce să facem, frate? Scump, nescump, trebuie să luăm și noi unul. Bine, cred că vă permitea să vă faceți câteva lingouri, dacă la vremea aia nu era așa. Nu vă exagerez, am plecat în Istanbul, atunci poate confirme Dinamo, vreau dacă intră undeva scris cu dumneavoastră. Am avut un kill și l-am împărțit în mașină așa fel că am plecat și cu două fete, alte peripeții. Ați plecat cu aurul la Istanbul? Sau? Da, la Istanbul, aurul era din Germania. Ca să vindeți acolo? Nu, să fac astea la să vă faceți bijuteriile. Și era de la Germania și era luat ieftin. Că dacă era să le era, te rupea nemții. Da. Și îmi convenea așa, cum era, știi? Era luat așa mai pe... Da, pe la mâna dar ăsta în Germania, la manoperă, să le iei din bijuterii, 25.000 de mărci, cine avea ceva. Păi niceam la nemți cu ăstea și eram cu nemțoaica, blocaj, unde mergeam. Sau mergeam la bazin, blocaj. Și ce dracu fi ăsta? N-a încercat nimeni să... Are cum, dacă îți de meserie, vagabon, are cum. Mi-a zis, săraci, o grămadă, ce să mai... Da, să zic. Nu, da. Că de atâtea timp vă dați seama. Nu, există. Așa, și ați fost la Istanbul și... Și a doua oară l-a făcut. Când m-am dus prima dată, m-am dus cu două fete și am împărțit tot aurul pe la, să nu le vadă, la vamă.
Și ne-au privat, mă, domnule, la Edirne acolo, că nu intri. Și eu vorbeam, tu ce vă dați seama? Păi de ce să nu intru? Adică un kilogram de dusezi la fiecare ca să da, fie... Da, dar nu putea să vadă, chiar la antrupă, la el asta, nu da, știa. Da, da, da. Și împărțit, știi? Da. Dar culmea, chiar la șeful Vamei, și o să vedea, era elegant îmbrăcat și să vină aici, fete, cum să vină, tu te mă de aici, n-am văzut la drumul. Am luat foc acolo în Vamă, păi de ce, păi cum să vină? Păi ce, bezevenchi înseamnă că vânzător de fete. Cine mă, eu? Păi ești prost, am luat păturcești și am spus 10.000 de mărci sau în Germania, am arătat acte, ce treaba mea cu, unde te duci? Mă duc în Turcia. S-a blocat puțin, a zis, bă, ce, sau uite, ce vorbiți și nu știu ce, mi-a dat drumul. Dar m-a ținut minte, câteodată intram, mă vedea. Asta e ala de la Constanța, care stă în Germania, nu știu ce. Și cu asta am intrat. Iar când am plecat... Dar cu asta, cu fetele n-ați, ați avut treabă așa, pe zevenghi? Prietene, nu, prietene. Să facem... Mai scriu unii pe acolo, mai bă, dacă am făcut eu așa ceva, cum să fac? Doamne, ferește. Că dacă făceam, eram milionar, cum stau băieții pe TikTok-uri, fac vânzări. Da, probabil că v-au văzut tot timpul cu manichinul. Probabil. Zic, probabil, gata, probabil. Cu fetele astea, da, nu știu, dau seama că de fapt. Mine. În Germania n-am luat pe nimeni cu mine. Niciodată, eu singur plecat, singur, n-aveam treabă. Da. Și la Istanbul, când am plecat cu asta în 94, am plecat singur. Dom'le, mă duc să-l iau și atâta, zic, nu mai stau, că pierd timpul, zic, iar mă duc cu mașina, iar așa. Mă îmbârligam, stăteam 4-5 zile, făceam pac de câteva mii de dolari. Da. Le iau, vin, era 10 autocare. Știi cum era regulamentul, n-ai voie decât la autocare. Ce autocare, mă intru, m-am dus primul, în ziua vrea să intru în țară. La ce autocare, ce autocare, ia pașaport. N-ai voie de la autocare, du-te, mă, deci am mâncat pașaportul și am intrat în țară. Primul taxi, un om în vârstă, la vreo, cam ca mine, așa de seama, gras. Unde te duci? Dă-i mă înainte la Ifurie. Bă, te sfătuiesc, bagă-mă alea în buzunar. Ce să bag buzunar? Să bag eu astea în buzunar. De ce? Dom'le, dușmea ta știi ce este aici? Păi, dă-i, 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 dă-i. Acum, am ajuns la Ifurie. Cine era acolo? Cuculet, Ahmet, Dumnezeu, nebun, Gipsy. Toată spuma vagabonților într-o vilă închiriată prin primărie, degeaba lăsă. Muzică, gălăgie, oprește taxi aici. Dumnezeu, să dau puțin mai jos asta, lasă-mă aici oprește. Când a venit aia peste mine, moșesc, mamă, eu pe ăsta și oricine ăsta. Da. Ce gata, așa am plecat. Săracul nu știe. Pașaportul din Vamă, da. Îl dă acolo, la Mangalea. Cine știe, la de Beinuri, era mai era Raim, nu știu ce mai era. Și îl dă la cazinoul ăla de rulete care se jucă acolo. Și cine le ia pașaportul meu? Dumnezeu, să iertă pe Mancu. Și mă sună pe unul. Bă, ce faci? Ce să fac? Pașaportul tău. Ce pașa am nevoie? Ce să fac? Eu nici nu știam. Nu mă duc la poliție. Prietenul meu era Neanelu Obrejea, comandant. Eu fac pașaportul în 5 secunde. Bă, altul și plec. Și bă, ce pașaportul e la mine? Vreau să vă întreb vis-a-vis de treaba asta. Spuneați la un moment dat cu Germania și... Că dacă nu, eu știu, dacă ați fi avut cetățenie, aveți probleme pe acolo. Cum ați scăpat? Sau la cetățenie ce n-am avut pentru că e nasol să ai cetățenie, știi? Așa când ești... Dacă făceați ceva pe acolo, vă trimite aici. Era nasol. Te băga ca pe nemți. Am înțeles. Așa mă dădea pe ap și bung. Știi lumea ce înseamnă? Ap și bung te trimite acasă și n-ai nicio problemă. Știi? Uh-huh. Normal, în perioada aia, cine era cunoscut acolo era țânțarul. Așa spuneam lui Giovanni, nu spuneam altfel. Este la Frankfurt, știi? Uh-huh. Și cine mai era cu el atunci era, am mai stat de vorbă, că nu? Cain, Calu, Dan Alban. Calu și Albanezul. Ați apucat să-i cunoașteți? Cum să nu? Chiar acolo, pe Mojo Sase, deasupra era mese de biliard, se juca biliard, și când era jocul de barbut, dă de afară de la bine și se juca direct pe masă de biliard, acolo se juca. Că nu era biliard cu găuri. Dar era cu snooker. Snooker, de așa. N-ați avut legături de afaceri, nu v-ați intersectat pe... La joc acolo? Nu, nici la joc, nici în general. Ei erau cu treaba lor, noastră cu... Păi ele, era cu altceva, nu mai putem să vorbim cu ce era. Era altceva, era la diplomat, știi lumea. Putem să vorbim. Și palele le fac eu. S-a prescris. S-a artist și n-ale, la orice. Dacă ai curaj, liber, faci orice. Și dumneavoastră cu ce erați? Eu ți-am zis, coordonator de joc, Gică Hagi, inventator, am înțeles. Creație. Inventiv, cum se spune. Nu știu cum să mă exprim în folga. Dar care era aia cu diplomatul? Ziceți-mi și mie că nu știu. Cu diplomatul este simplă cu diplomatul. Cum e schema? Suntem Barosan aici, șef de hotel. Deschid diplomatul. Ia-ți două de acolo. Și alegi două. Închide diplomatul. Ia-l colegul tău. Ce zic eu e adevărat. Ia cheia la tine sau la altul. Ia să vă dea la palea bune.
el să... A, îți dau altele originale, caleștol de acolo. Mm-hmm. De toate. Du-te la bancă. Suce la bancă, cât e unul? 900. Așa era. 800, 901. Înțelegi? Cocoșei. Da, deci cu aur era cum este. Da, cu aur. 900 în bancă. Mm-hmm. Și eu mă grăbeam, nu pot să intru în bancă, n-am documente, hohadele. Și, domnule, cum am spus eu, 500. Și el zicea, da, 500 în bancă. Dă-mi și mie 500. Gata, ce le lua cu japca. Și ce să ia? Lua diplomat ce putea să ia. Mm-hmm. Decât două era bune și ăsta era ștor. Înțelegi? Nu pot să fac în direct aici așa o schemă. Dacă ți-a luat cu banii, decât ăia care are, poate avea 180 de ani dacă trăia acum, ce fac eu cu bani? Deci erați magician. Chiar magician. Înțelegi? Care astea a venit cu ele, tot Suceanu, de la București. Vă antrenați tot aici în țară, erați plecat. Bucureștiul venea cu toate schemele de la Franța. Franța era pe Champs-Élysées. Aveam băieți. Vă dau niște bani să facem niște scheme, că am un buzunar să... Poți să facem, nu-i problemă, de seară, dar problema și care este? Că ăștia sunt din... Hârtie sau ce? Nu, s-aude. Aha. La ureche. Păi îi pune pe surdină. Ai noștri, nu e vorba de surdină. E vorba ca să nu știe cum ar veni, cum să zic eu. Deci se poate face cu ăștia? Cum să nu? Dacă vrei să scoți mărunte de înăuntru. Ah, da. Facem doar cu de-astea de 100 și de 50? Alea de care sunt 30, da. Ce vreau să vă spun. Pe timpul ăla erau de hârtie. Ăștia, da. Când faci, uite, s-aude, da. Nu merge, da. Mergeam la favorit, da? Brașov. Tot Brașov. Frumos, cinematograful ăla, da. Cu masă restaurant. Mare, masă mare. 10-5. Cât era masa? 1000 și ceva de lei era banul. Știu. Da. Adu-te, adu-te, adu-te. M-a dus și pe mine tata acolo, m-am simțit, da. Și bine. Tu erai ospătar. Intervenție. Ia, nu știu. Bă, vrei să spun câți bani ai în buzunar? Hai, bă, lăsați voi să-i șmecheți la Cosnaș. Băi, dacă eu pun mâna așa, pe eu zic câți bani ai. Ia, bă, să vedem. Și pune, frate, o mâna pe, vezi, jumate aici, da? Eu luam decât de aici, stai așa, două secunde, că ăștia nu pot să iei, pentru că sună. Observi? Da, da, da. Uite aici. S-a desfăcut, da? La o mână. Observi? E, ăia era hârtie, hârtie. A doua oară îi trăgeam de aici. Uitați-vă. Da? A treia oară nu puteam. Cu ăștia nu pot decât să pun mâna. La ea nu puneam mâna. Da, da, da. A treia oară de aici te dădeam așa și puneam așa. Și rămânea bani așa, vedeți? Și el când trăgea rămânea aia mână. Păi nu-i trăgea, că îi dădeam înapoi. Și ziceam, scuză-mă, nu pot să mă concentrez, ai câștigat. Dă-i 100 la băiat. Și câștigai 100 plus banii tăi. Și ăsta rămâne aici. Când venea nota de plată, îl mai ardeam o dată la nota de plată. Aoleu, scuze, mamă, chiar că uite și picioare. Da. La toți, da. La nota de plată, nici un ospătar nu poate să o facă la fel. Nu eram români noi, niciodată. Eu plecam așa cu Zisa și mai am un băiat Mogârlă. Noi vorbeam turcește foarte bine. Și lumea zicea că suntem turci. Și balerii suntem turci toți. Și formația zicea că suntem turci. Asta era imediat după Revoluție sau...? Nu era nicio revoluție. Era înainte de Revoluție. Ceaușescu, da. Că favorita mai fost. Scoteam banii, 100 de lei, da? O făceam așa, o opream aici și aruncam așa, dar nu aruncam banii aici. Iar alta, zup, iar alta, zup. Și era rom, cum se spune, la acordeon și a venit lângă scenă, s-a plecat și zice, aruncă, bă, lasă vrăjeala asta, bă. S-a ținut, bă, șmecherea asta. A simțit? Da, m-am dus pe scenă la el, am scos un 4-500 și am băgat în cămașe. De-aia am toată înapoi. Și pe aia. L-am pupat, înțelegi, cel bucuros, nu știu ce. Și la treia mea, bă, frățioare, m-ai făcut pachet, bă, de unde ești, mă? Din Constanță. Ia de adevărat, ia de aici, ia de aici, pleacă acum, ca să vadă că i-am dat. Da, da. Gata, frate. Și a venit pe mă. A zis, da, ica, alea, eram cunoscut cu fata de pe la Brașov, care făcea doar capul în vitrină la frizării. Era model. Și eu, chipul e cu aia, dar nu vorbesc cu tine, că eu străin. Gata. Și când ai balerine, nu, bine, serbul, și eu o să te dau în primire, că nu ești turcă, ești că nu ești străin, da, da. Și zic, eu făceam semn așa, bă, ce stracu, că veni mâine la casă. Era gelos. Da, gelos. E de mai distrat. Da. Sunt sigur că mai sunt multe povești de spus. Așteptăm să vedem și ce facem cu acele casete, poate mai apar imagini interesante. Cum să nu avem? Eu vă mulțumesc pentru prezență și poate pot să vă fac o vizită, să vedem la vară. Când și pe terenul de antrenament și să facem și ce
Cea mai mare plăcere. Să doborâm recordul la... Toată Europa asta am fost. Nu este o țară sau oraș. Și în Spania și peste tot. Plătim da, au fost, au fost povești frumoase și cu siguranță vom mai avea timp să mai vorbim, dar așteptăm să se mai decanteze și vom veni cu, ceva mai poate da. Și mai interesant decât ce ați vorbit. Probabil, avem. Probabil că putea să scrieți 3 cărți, să faceți 4 filme din ce ați trăit. Da. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și noastră că ați fost alături de mine la o ediție, sper eu, interesantă de Taclale.